Domnule ministru, astăzi Ministerul Apărării Naționale a negat faptul că ar fi căzut drone rusești pe teritoriul României, negând practic o informație venită de la Ministerul de Externe ucrainean, cum că ar fi căzut aceste drone pe teritoriul României în timpul atacurilor porturilor de unde se transportă cereale, porturilor ucrainene de unde se transportă cereale. Prima întrebare este legat de transportul de cereale care este făcut de către navigatorii români, cereale ucrainene, dacă Ministerul Apărării contribuie într-o măsură sau urmează să contribuie, are un plan de a contribui la apărarea navigatorilor români care transportă aceste cereale din porturile ucrainene care sunt atacate în mod repetat. În primul rând, voi începe prin a face ceea ce este normal să fac și anume să condamn ceea ce Rusia face în Ucraina. O fac de fiecare dată când avem astfel de incidente, pentru că lucrurile acestea sunt imputabile Rusiei. Ucraina este un stat suveran care se află sub un act de agresiune din partea Rusiei și este normal ca România, care este un stat democratic, aparținând lumii democratice, să condamne astfel de acțiuni. 1. 2. Așa cum ați spus, Ministerul Apărării a negat faptul că drone rusești ar fi căzut pe teritoriul național și a făcut-o în cunoștință de cauză, pentru că, și acum răspund întrebării dumneavoastră, suntem prezenți prin tot ce înseamnă capabilități menite să avertizeze și să monitorizeze situația din zonă. Motiv pentru care informațiile pe care noi le dăm sunt sub semnul acurateții și a corectitudinii din toate punctele de vedere. Dar apărarea în sine a navigatorilor români, pentru că s-a pus problema de mai multe ori, navigatorii români care merg în porturile acestea ucrainene atacate în mod repetat și vin spre România pe Dunăre, poate fi asigurată de Ministerul Apărării sau în ce formă? Nu este vorba aici de implicarea Ministerului Apărării neapărat, pentru că în arhitectura de siguranță a României avem și gardă de coastă, avem și poliție de frontieră, deci nu s-a pus problema ca Ministerul Apărării Naționale să aibă extrateritorial atribuții în acest sens. Dar din momentul în care vin în teritoriul român, deja este asigurat. Este teritoriul românesc și acolo lucrurile se petrec după legislația României și este vorba de cetățeni români care beneficiază de protecția statului român, în cazul pe care l-ați menționat. În ce măsură puteți reitera asigurările pe care Ministerul Apărării le-a spus în nenumărate rânduri în situații asemănătoare cu atacurile asupra porturilor de la granița României? În ce măsură puteți reitera faptul că România nu este vizată și nu va fi vizată de atacurile rusești de la graniță, de de graniță? În primul rând că mă bucură faptul că aduceți acest lucru în discuție, pentru că eu cred că este important ca cetățenii României să știe și din vocea Ministerului Apărării Naționale, dar și din ceea ce spun eu acum la interviul pe care aveți amabilitatea să mi-l luați, faptul că la acest moment nu există nicio formă de încălcarea teritoriului național, fie el terestru, naval sau aerian. Deci, din acest punct de vedere, cetățenii români la acest moment se află într-o stare de siguranță absolută. Iar viața în România se poate desfășura normal. Pentru că, până la urmă, acesta este scopul Ministerului Apărării, să vegheze ca viața românilor să se desfășoare normal. Recent, Senatul American a aprobat planul de securitate pentru Marea Neagră, Black Sea Security Act. Și a definit regiunea Mării Negre ca o arenă a agresiunii ruse. Așa scrie în documentul oficial. Care este situația României, adică securitatea română la Marea Neagră cu forțe proprii în acest moment? Și vă întreb pentru că există probleme legate de flota română. Vreau să vă spun că acest Black Sea Security Act este un document pe care și noi îl așteptam. Nu vă ascund faptul că delegațiile României sau politicienii români care au mers la Washington în orice format
ar fi fost, inclusiv la discuții cu think tank-uri și cu, și cu policy makers din Washington, au avut ca subiect Marea Neagră. Marea Neagră pe noi ne preocupă pentru că, fiind stat riveran și fiind un stat care se află în proximitatea conflictului din Ucraina, cred că nici nu se putea altfel. Încă de la Madrid, de când s-a pus problema noului concept strategic, dar și când a fost vorba de busola strategică la nivel european, și iată acum la Vilnius, la summitul de la care nu de multă vreme ne-am întors, Marea Neagră apare ca o regiune importantă din punct de vedere al agendei NATO și ne bucurăm că ea a căpătat relevanță, cred eu, și datorită eforturilor diplomatice ale României, eforturilor politico-militare ale României, astfel încât la nivelul Alianței se conștientizează faptul că spațiul Mării Negre este un spațiu în care, așa cum ați spus și dumneavoastră, Rusia continuă să hărțuiască, să provoace, să testeze reacții și așa mai departe. Iată unul din motivele pentru care și noi, la nivelul Ministerului Apărării Naționale, considerăm că Marea Neagră este importantă pentru întreg flancul estic, pentru că, vreau să repet ceea ce am mai spus și cu alte ocazii, România, ca membră și ca parte a unei alianțe politico-militare importante, poate cea mai importantă din istoria umanității, înțelege să-și asume și sarcinile pe care le are în interiorul alianței, în același timp să și semnaleze și să genereze subiecte de preocupare și de interes pentru întreaga alianță. Din perspectiva noastră, ca să mă întorc la a doua parte a întrebării dumneavoastră, la ora actuală, cele 11 nave pe care le avem sau elicopterele navalizate sau dronele sau capabilitățile legate de utilizarea echipelor noastre de scafandri, pentru că să nu uităm că peste 70 de mine au fost semnalate în Marea Neagră, dintre care 5 au fost neutralizate de către echipele noastre, are posibilitatea, coroborat și cu alte capabilități care să monitorizeze și să asigure o înțelegere a lucrurilor care se întâmplă atât pentru noi, cât și pentru aliații cu care ne aflăm în permanență în contact, are posibilitatea să și confirme, pe de o parte, relevanța Mării Negre din punct de vedere securitar, dar în același timp să, pentru cetățenii României și ai Alianței, pentru că suntem la granița de est a Alianței, atât a Uniunii Europene, cât și Alianții Nord-Atlantice, să își aducă o contribuție de securitate care este mai mult decât evidentă, cred eu. Lungul proces al achiziției de corvete care a fost anulat de către Ministerul Apărării Naționale a dus la evocarea acestei probleme securitare la Marea Neagră. Vă întreb acum referitor la procesul anulat al corvetelor, dacă există lecții învățate, ce urmează după aceasta, va porni un nou proces de achiziție? Vreau să vă spun că până la momentul în care aceste corvete urmau să fie livrate, România nu a dus lipsă de planuri de apărare care să includă Marea Neagră. Deci ele intrau în arhitectura de apărare, având propriul rol, dar România avea pregătite variante care să suplinească. Din ceea ce privește lecțiile învățate, e categoric. Ne-am fi dorit aceste capabilități, altfel ne-am fi exprimat dorința să le avem, dar nu cred că sunt lucruri imputabile Ministerului Apărării Naționale. Noi eram beneficiari, a fost acolo un acord între o entitate economică, o firmă și o altă firmă din România. N-au reușit să se pună de acord, n-au reușit să-și îndeplinească propriile angajamente, motiv pentru care după ce am rugat din nou forțele navale să facă înspre comisia care în mod procedural există în astfel de situații, nu ne-a rămas altceva de făcut decât să constatăm că nu au reușit să-și satisfacă propriile angajamente și să anulăm această achiziție. Deci, repet, nu este un lucru imputabil Ministerului Apărării Naționale. În același timp, colegii mei din forțele navale evaluează și alte posibilități care să vină să complinească ceea ce ne dorim din punct de vedere al ce urmau să acopere din punct de vedere operațional capabilitățile respective.
și posibilitățile, puteți vorbi despre ele, care sunt variante? La acest moment ar fi prematur, nu din motive de, nu din motive de confidențialitate, ci pur și simplu n-aș avea un răspuns foarte clar pentru dumneavoastră și n-aș vrea să lansez în spațiu public lucruri care țin mai curând de, de păreri personale sau speculații. Cred că discuția va putea avea loc mult mai aplicat atunci când voi avea un răspuns care să fie aplicat. Și acum, venind la subiectul achizițiilor militare, cât de ample vor fi proiectele de achiziții militare în viitor? Pentru că avem 2,5% din PIB alocat apărării, deja au fost anunțate niște licitații legate de sistemele obuziere, legate de sistemele de drone. Ce urmează? În primul rând, mă bucur că remarcați faptul și ați folosit că e vorba de achiziții, au fost achiziții ample. Aceste achiziții ample nu au început anul acesta. De 6-7 ani, România a fost una din țările în care cetățenii au înțeles nevoia de a avea aceste capabilități și iată acest război de agresiune neprovocat al Rusiei împotriva unui stat suveran ne-a găsit în situația de a avea capabilități de vârf, și aici mă refer la Patriot sau HIMARS, ne-a găsit în situația de a putea să avem satisfăcute nevoi de apărare care sunt dorite de foarte mulți alții. Deci după acești 6 ani de 2% din produsul intern brut, Parlamentul României, cetățenii României în ultimă instanță, deși România este o țară care are multe probleme de rezolvat, au înțeles și le sunt recunoscători pentru asta, au înțeles faptul că în apărare nu sunt neapărat bani cheltuiți, ci sunt investiți în apărare și în pace și în siguranța noastră, și acești 2,5% din produsul intern brut ne permit să continuăm programele de achiziții, în așa fel încât, bine, acest proces este unul continuu și peste 5 ani probabil că Ministerul Apărării își va dori alte capabilități, peste 10 ani alte capabilități și așa mai departe. Dar dorința noastră de a avea lucruri care sunt de nivel înalt din punct de vedere tehnic, tehnologic, al interoperabilității, pentru că acesta este un alt deziderat al Armatei României și este și o obligație care decurge din apartenența noastră la un bloc militar. Faptul că avem F-35-ul care urmează să ne fie livrat, poate ca termen, când vorbim de 2030, poate părea un termen îndepărtat. Dar dacă ne gândim că la genul acesta de procurare de capabilități, cam acestea sunt termenele, vom vedea că România va avea nu foarte târziu aceste capabilități. Dacă facem o abordare comparativă cu alte state, unele chiar cu pretenții, veți vedea că nu stăm foarte rău. Apoi, faptul că urmează să ne vină 32 de F-16, iar este important. Aici nu am cum să nu leg de F-16, centrul de instruire, care va fi găzduit de România și care, la baza 86, va da posibilitatea, în primul rând, piloților români să se pregătească pentru avioanele F-16 care urmează să vină, dar și altor membri ai Alianței sau alți parteneri doritori să poată face lucrul acesta în România. Ne dorim în timp ca acest centru să devină un hub regional, pentru că eu cred că România și-a demonstrat vocația de donator de securitate în această zonă. Cred că militarii români, oriunde ar fi fost, au dovedit că provin dintr-o armată care poate da militari foarte bine pregătiți și eu aș vedea, cu riscul de a fi poate mai puțin modest, aș vedea și o recunoaștere a acest centru ca o recunoaștere a capacității României și de a găzdui și de a duce astfel de proiecte. Tocmai pentru că ați vorbit despre centrul de antrenament pe aeronavele de pregătire, centrul de instruire. De pregătire pe aeronavele F-16, mereu în comunicatele Ministerului Apărării se subliniază faptul că vor fi profesionalizați piloții români, dar România a semnat apartența la coaliția de internațională care va antrena și piloți ucraineni. Evident, lucrul acesta se va face pe bază contractuală, subliniez, piloții români având prioritate. Până acum mai există cel puțin 3 state care și-au exprimat dorința de a trimite piloți la acest centru de instruire și, evident, sunt etape, pentru că probabil că dumneavoastră știți, dar o să o fac pentru cei care ne citesc sau care ne urmăresc. Există o abordare colaborativă între noi, între Olanda și între Lockheed Martin. Partenerii noștri din Olanda vor oferi avioanele, Lockheed Martin va oferi pregătirea și elementele de
de, știu, de instruire în ceea ce privește mentenanța, România, ca țară gazdă, va certifica, va contribui cu tot ce ține de infrastructură și nu-i puțin lucru și cred eu că rezultatul va fi unul foarte bun. Ceea ce vreau să vă remarc este faptul că acest centru a fost anunțat în cadrul summitului de la Vilnius și nu-i puțin lucru, pentru că summitul de la Vilnius nu ducea lipsă de evenimente și de elemente de comunicat și lucrurile s-au întâmplat destul de repede. Săptămâna trecută eu am avut onoarea să reprezint Ministerul Apărării Naționale la întâlnirea din Madrid, unde la ambasada țărilor de jos din Spania am semnat împreună cu Lockheed Martin și cu omologul meu olandez, am semnat pentru acest centru de instruire. Cred că este un lucru bun, a cărui semnificație și importanță, pe măsură ce va trece timpul, vor crește. Iar piloții ucraineni, există o perspectivă de timp când vor veni la... Lucrul acesta se va... Evident că, așa cum a ieșit și din deciziile pe care le-am luat la nivel politic în România, nu sunt excluși, dar va fi pe bază contractuală, ținând seama și de arhitectura de pregătire a piloților ucraineni, care este gândită la nivel european, în care ei pot face această pregătire nu numai în România. Dar România este dispusă și va avea capacitatea necesară să poate face și acest lucru. Și instruirea va începe, perspectiva de timp a instruirii la... Va începe după ce acordurile tehnice se vor fi încheiat și ele sunt un pas obligatoriu într-un astfel de demers și cred eu că până la sfârșitul anului putem discuta despre acest lucru, ceea ce iar în termen de astfel de inițiative înseamnă foarte repede. Ați menționat faptul că ați participat la reuniunea informală a miniștrilor la Toledo. Da. Am citit comunicatul dat de către președinția spaniolă a Consiliului Uniunii Europene, câteva dintre concluziile acestei întâlniri ale dumneavoastră. Iar acolo era menționat faptul că până acum au fost antrenați în țările implicate în Uniunea Europeană 25.000 de militari ucraineni și se dorește creșterea numărului acestor militari ucraineni care sunt antrenați pe teritoriul UE la 30.000. Întrebarea mea este, vor fi militari ucraineni antrenați pe teritoriul României? Dacă vom decide acest lucru, când în funcție de nevoile operaționale pe care le au, cred că acest lucru se poate realiza. Dar în acest moment nu există. În acest moment lucrurile care s-au făcut din punct de vedere al pregătirii s-au făcut în cadrul misiunii EUMAM, la care aveți acces cu toate detaliile și acolo puteți verifica toate aceste lucruri. Și trebuie să vă pun întrebarea, susținerea militară a României pentru Ucraina există? Tranzit de aparatură militară pe teritoriul României există România? Noi am luat decizia și lucrul acesta a fost spus prin mai multe voci de a face acest lucru într-o manieră care să nu creeze nici un nivel de îngrijorare sau nici un nivel de alertă din partea cetățenilor români. Susținerea militară înseamnă foarte multe lucruri. Susținerea militară înseamnă și schimb de informații atunci când este vorba, de exemplu, de minele care plutesc în derivă pe Marea Neagră. Înseamnă și elemente pe care le avem și noi de avertizare și, așa cum v-am spus, am crescut nivelul de vigilență pe care îl avem și noi pe zona Dunării și a Mării Negre. Înseamnă lucruri legate de colaborare atunci când se deplasează obiecte care pot fi suspecte ca fiind mine pe spațiu. Lucrurile acestea se fac și la nivel de dialog militar și așa mai departe. Ele pot fi înțelese și ca o susținere. Dar tranzit de arme pe teritoriul României sau arme date de România către Ucraina a existat? Sau puteți vorbi despre acest lucru? Aș prefera să fiu mai rezervat în a da astfel de detalii, care nu sunt spectaculoase, dar care totuși țin de felul în care am înțeles noi să ne raportăm la ele. De la începutul războiului din Ucraina a fost format și a crescut grupul de luptă de la CINCU, da. Grupul multinațional de luptă de la CINCU. Mâine, marți, domnul președinte va vizita grupul de luptă și s-a discutat de-a lungul timpului despre creșterea acestui grup de luptă la nivel de brigadă. Care e perspectiva acestui fapt? Adică când există un calendar? Nu. Se spune când e nevoie. Discuția pe care am avut-o și eu în plan bilateral cu ministrul apărării din Franța, la vizita pe care am făcut-o
în Franța, nu cu foarte multă vreme în urmă. Era evident că vom avea pe agenda și acest lucru, întrucât noi ne-am dovedit capacitatea ca națiune gazdă, ei fiind națiune cadru, ne-am dovedit capacitatea de a putea satisface cerințe de acest gen. Motiv pentru care ceea ce am decis împreună sau ceea ce am formulat împreună a fost că acest lucru se poate face în caz de nevoie și dacă va fi nevoie. La momentul acesta nu există această nevoie operațională pentru ridicarea la rang de... Asta nu înseamnă că nu suntem pregătiți să o facem. Deci eu cred că este logic ceea ce se întâmplă, pentru că este inutil să supradimensionezi ceva în absența unei nevoi de supradimensionare. Revenind la subiectul achizițiilor militare, cât la sută din achizițiile militare, care e perspectiva, cât la sută din achizițiile militare vor fi guvern la guvern, cât la sută vor fi licitații? Nu am un procent și vă dați seama că e foarte greu, pentru că achizițiile militare, în afară de cele importante, cele care au o vizibilitate mare, implică și achiziții de nivel mai mic, dar la fel de importante. Vreau să vă spun și cu riscul că, repet, cred că e bine ca să fac acest lucru, orice achiziție peste 100 de milioane de euro are nevoie pe legislația României de aprobarea prealabilă a Parlamentului României. Și eu mă bucur că este așa, pentru că în felul acesta transparentizăm foarte mult nevoile și suntem siguri că Parlamentul, care este până la urmă expresia voinței cetățenilor români, susțin deciziile pe care s-au... nevoile pe care Ministerul Apărării Naționale le formulează. Deci să vă dau un procent ar fi un lucru pe care n-aș putea, pentru că efectiv nu știu procentul. Iar foarte multe lucruri sunt în faza în care se analizează nevoia de achiziție. De la nevoia de achiziție până la procedura de achiziție există niște pași pe care sunt foarte bine stabiliți în cadrul procedurilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale și abia atunci când avem formulată nevoia de achiziție, putem discuta despre procedură în funcție de nevoie. Dacă avem nevoie de o capabilitate care se găsește într-o țară, pentru că nu uitați că în cazul unor astfel de achiziții și în cadrul unor astfel de contracte, vorbim de legislații uneori diferite din punct de vedere al achizițiilor. Punerea aceasta de acord ține de suveranitatea și de legislația fiecărei țări. Când avem cunoscută nevoia, când avem aprobată nevoia, în clipa când deschidem procedura, știm exact dacă țara care ne poate oferi o capabilitate are prevăzută în legislație G2G, dacă la asta vă refereați, guvern la guvern, sau dacă are posibilitatea să intre. Pe noi ne interesează foarte mult și elementele de offset. Pentru că prin elementele de offset există posibilitatea să creăm locuri de muncă, să întărim industria națională, să specializăm oameni pentru industria națională și lucrurile astea nu ne sunt indiferente. Lucru pe care îl și facem în colaborare cu Ministerul Economiei, care are baza materiei în ceea ce privește industria de armament. Pentru că ați vorbit de revitalizarea industriei naționale de armament. Care sunt perspectivele acestea? Adică cu cât doriți să creșteți industria națională de armament? Cred că la această întrebare colegul meu vă va răspunde cu mare deschidere. Eu îmi doresc, dacă e posibil, să cumpăr absolut orice din România, ca beneficiar. Felul în care acest lucru se poate realiza, cred că depinde foarte mult și de cum se mișcă lucrurile acolo. Dar infrastructura în sine a... industriei de apărare. Cred că depinde foarte mult de tipul de capabilitate despre care vorbim. Am demonstrat că putem face vehicule într-o manieră cel puțin rezonabilă. Am demonstrat că putem face și alte capabilități în ceea ce privește, să zicem, lucruri care să necesite un nivel tehnologic care nu este la îndemâna noastră. Trebuie să fim corecți și sinceri și să spunem că nu putem să facem. Dar cred că multe lucruri România nu este o țară de lepădat din punct de vedere al capacității și a capabilității de a produce. Interne de a produce. Pentru că sunt discuții legate de bugetul viitor al României. Apărarea are 2,5% din PIB. Credeți, evaluați că poate se va fi scăzută suma de la apărare în contextul acestor discuții și acestei crize legate de buget? Vreau să vă mulțumesc pentru întrebare. Cred că dacă citeam cu atenție declarațiile pe care premierul României le-a făcut în vizita recentă pe care a încheiat-o la Bruxelles, cred că 2,5%
apare în astfel de declarații, este un angajament pe care a venit din vocea autorizată a guvernului, care este cel care proiectează până la urmă bugetul, și argumentele pe care domnia sa le-a adus în susținerea ideii de a avea în continuare 2,5%, cred că au fost convingătoare. Să mă întorc la Black Sea Security Act, printre țările care sunt afectate, sunt menționate în actul adoptat de către Senatul American, se numără și Republica Moldova. A fost contribuția României faptul că a fost adăugată și Republica Moldova? Cred că ar fi arogant din partea noastră să spunem că a fost exclusiv contribuția României. Pentru că, cu siguranță, la nivelul decidenților din Washington, nu aveau cum să nu vadă că în tabloul mare al regiunii Moldova ocupă un loc cât se poate de clar. Nu e mai puțin adevărat însă că România este la ora actuală principalul avocat al cauzei Republicii Moldova. Noi înșine, ori de câte ori și în orice format suntem parte, nu încetăm să pomenim de Republica Moldova și de cât de important este pe de o parte ca Republica Moldova să devină țară membra Uniunii Europene. Pe de altă parte, Republica Moldova este subiectul unor acțiuni de tip hibrid, care sunt menite să o destabilizeze, să o abată de pe drumul european și să creeze o stare care să întoarcă România, care să întoarcă Moldova după un drum care, după părerea mea, este irreversibil, pentru că exprimă nu numai voința politică la nivelul conducerii Republicii Moldova, dar cred că exprimă și voința cetățenilor. Noi ne-am făcut la Ministerul Apărării un obiectiv din a susține cauza Republicii Moldova, colaborăm foarte bine, iar vizitele pe care le-am făcut acolo, care nu au fost puține, mi-au întărit convingerea că sunt pe un drum bun. Asta nu înseamnă că ne vom opri, vom colabora cât putem de mult. Știu din experiența noastră, și aici vorbesc și ca parlamentar, aderarea la Uniunea Europeană este un proces greu, este bazat pe merite, este bazat pe negocierea multor capitole care vor fi complicate și noi suntem gata să ne oferim sprijinul, mă refer la sprijinul politic, pentru că Moldova merită acest sprijin. Și ultima întrebare, a fost anunțată o reuniune ministerială NATO la Bruxelles pe 12 și 13 octombrie. Care sunt principalele mesaje cu care mergeți acolo în acest moment, pentru că lucrurile se 12-13 octombrie, dacă ne uităm la cât de repede evoluează sau ce schimbări sunt din punct de vedere al situației din Ucraina, cred că reprezintă un termen destul de îndepărtat. Cu siguranță, în acord și cu cei cu care colaborăm foarte bine cu Ministerul Afacerilor Externe, dar și cu situația din momentul respectiv, vom merge cu mesajele care se exprime poziția noastră, dar pot să intuiesc de acum lucrurile care vor fi constante în comunicarea noastră, și anume sprijinul pentru Ucraina, solidaritatea pe care trebuie să o avem din punct de vedere al Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice, și a faptului că, fiind de partea bună a istoriei, nu putem face concesii în ceea ce privește valorile în care credem cu toții. Deci aceste lucruri vor fi constante ale mesajelor noastre.